Church of Holy Spirit. Yeah. Me, Anglo-Catholic. Eu sunt Catholic side of the Church of England. Deci din partea catolică a Bisericii Anglicane din Anglia. My wife Roman Catholic. Și soția mea romano-catolică. We were married. Ne-am căsătorit. Neither of us. Și niciunul din noi. Had ever met a born again Christian. Nu am întâlnit niciodată un creștin născut din nou. We had never heard. Niciodată n-am auzit. Of the possibility. De posibilitatea. Of knowing Jesus Christ. Cineva să-l cunoască pe Iisus Hristos. As our own personal Savior. Salvator personal. Through a crisis in our family. Printr-o criză care a avut loc în familia noastră. My parents' family. În familia părinților mei. I finally gave religion away. Am renunțat la religie. Because I found it didn't work. Pentru că am descoperit că nu merge, ceva nu merge. Jesus is not a religious figure. Iisus nu este un personaj religios. Amen. He's the mighty risen conquering Christ. El este cel înviat din morți. Aleluia. A fost puternicul Dumnezeu. He's King of Kings and Lord of Lords. Domnul domnilor și împăratul împăraților. He has all power. El are toată puterea. Amen. And all authority. Aleluia. Autoritate. Right now. Amen. In heaven and in earth. În cer și pe pământ. El are toate acestea. 6 weeks after we were married. La 6 săptămâni după căsătoria noastră. I found my wife had cancer. Am aflat că soția mea avea cancer. Early 1951. În 1951. There were no new hospitals. Și în vremea aia nu exista spitale care să facă cancer treatments. Nu era tratament pentru cancer. They said it was a tragedy for a girl of 22. Și era o tragedie pentru o tânără de 22 de ani. But they could only operate and hope for the best. Dar tot ce puteau să facă a fost să o opereze și să speră ce era mai bun pentru ea. And it came into my mind. Dar atunci a venit în mintea mea. That my mother said. Că mama mea a spus cândva. When I was a boy. Atunci când eu eram băiat. That the Bible says. Că Biblia spune. Which I've never read. Biblia pe care n-am citit-o niciodată. That if the sick are anointed with oil. Că dacă bolnavii vor fi unși cu un de lemn, and pray for, și dacă cineva se vor ruga pentru ei, Dumnezeu îi va vindeca. I knew the Anglicans didn't do it. Știam că cei din Biserica Anglicană nu obișnuiau să facă așa ceva. I knew the Catholics didn't do it. Știam că cei din Biserica Catolică nu făceau lucrul acesta. So I telephoned. Așa că am pus mâna pe telefon. A real religious cousin. Și am sunat pe un verișor de-al meu care era foarte religios. Who was very strange. Care era cam ciudat de felul lui. And we wouldn't have anything to do with this. Și nu voiam să avem nimic de a face cu el. Turned out he was a Pentecostal.